Sute de mineri și energeticieni au părăsit complexul energetic Oltenia. Salariații concediați și-au terminat preavizele. Aproape 800 de angajați au încheiat socotelile cu entitatea energetică, majoritatea dintre ei îndeplinind condițiile de pensionare. Liderii de sindicat trag un semnal de alarmă și avertizează că, în cazul în care se va merge în continuare în același ritm, compania riscă să își închidă porțile. S-a salariat în această companie ca un tată care își crește aici doi copii și nu ultimul rând ca militant sindical, mă dor aceste disponibilizări. Dar, din păcate, asta este situația cu care ne confruntăm. Dacă vreți, din punctul meu de vedere, în ceea ce mă privește, fac tot posibilul să atrag atenția că oprirea investițiilor în această companie nu poate să însemne decât pierderea de locuri de muncă. În ceea ce privește acordarea cotei de cărbune, liderul de sindicat din zona Rovinar le-a transmis celor care au plecat din companie să se grăbească cu cererile. Acesta susține că altfel există riscul ca disponibilizații să nu mai poată beneficia de cota de combustibil aferentă anului în curs. Toți salariații care au fost pe listă, care sunt disponibilizați și în zilele astea pleacă din compania noastră, dar au făcut cerere să ridice cărbunele în natură, cota de cărbune, le transmit în intervenție dumneavoastră să se grăbească, pentru că am înțeles dacă nu apucă să ridice cărbunele luna asta, luna viitoare nu mai există temei legal prin care să ridice această cotă de cărbune. Complexul energetic Oltenia mai are acum 14.000 de angajați, însă disponibilizările vor continua și în anii următori, până în 2020. Alți 3.000 de salariați ar urma să plece atunci, conform planului de eficientizare, reorganizare și restructurare al companiei.